În momentul izbucnirii incendiului, în imobil nu se afla nimeni. Botoșenenii care locuiesc la casele învecinate au alertat repede salvatorii după ce au văzut fumul gros ce ieșea din podul casei. La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri botoșani cu două autospeciale cu apă și spumă, precum și un echipaj medical al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. La sosirea gărzii de intervenție la fața locului, ardeau o parte din acoperișul casei, precum și bunurile dintr-o cameră. Nu se cunoaște deocamdată cauza izbucnirii focului. Cel mai probabil este vorba despre un scurt circuit.